Premierul Dacian Cioloș s-a lăsat așteptat vineri și a ajuns în Zalău cu o oră întârziere, deși la ora 15 era programată întâlnirea cu Nițu Marin, prefectul județului Sălaj, domnul Radu Sandu Căpâlnașiu, primarul Zalăului, alături de președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul Marc Tiberiu, deputați și senatori. După ce a discutat cu autoritățile locale și cei prezenți, a părăsit prefectura Sălaj pentru a vizita fabrica Michelin România cu punct de lucru în Zalău. La plecare din prefectura Sălaj a fost scurt în declarație, așa că a răspuns la două întrebări. Bună ziua! Ce ați discutat sus? Toată lumea este curioasă. Păi am discutat mai multe proiecte ale județului, deci au participat mai mulți deputați ai județului Sălaj, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar, domnul prefect. Și am trecut în revistă mai multe proiecte ale județului unde guvernul poate să deblocheze anumite lucruri sau poate să ajute. Între altele știu o problemă mai veche cu finalizarea centurii Zalăului care a fost blocată datorită unor probleme la poligon, la poligonul de tragere și l-am anunțat pe domnul primar că chiar ieri am avut o discuție la Ministerul Apărării și am înțeles că problema a fost clarificată, Ministerul Apărării va da avizul pentru terenul respectiv care trebuie să intre în proiectul centurii și sper ca proiectul să fie finalizat. Și apoi am discutat de mai multe probleme specifice care nu sunt specifice doar județului, cum e cadastrul, de exemplu, sunt mai multe proiecte blocate datorită lipsei cadastrului și i-am informat pe cei cu care am discutat că avem de gând ca după alegerile locale, când vom avea noi primari cu mandate la început, dat fiind faptul că la Agenția de Cadastru acum avem și banii necesari, avem și personalul, pentru că am aprobat în urmă cu câteva săptămâni o suplimentare a personalului de la Agenția Națională de Cadastru cu 600 de posturi, sper să găsim și primari care să fie gata să se angajeze împreună cu oficiile județene de cadastru pe o finalizare a cadastrului la nivelul întregii comune, pentru că dacă mergem doar așa cu bucăți, atunci apar problemele. O să mai fie probabil nevoie și de câteva clarificări legislative pe care o să le facem. În rest, nu știu, domnul vicepremier sau domnul primar, domnul președinte, domnul deputat, dacă mai au ceva să vă mai spună, dacă am uitat eu ceva, pentru că au fost mai multe lucruri care le-am discutat. Eu vreau să mă întreb într-un alt registru. Doamna Corina Crețu spunea că există bani pentru cele trei spitale regionale. Ei bine, doar Clujul a reușit să identifice acel teren. Ați avut niște întâlniri cu președinții Consiliilor Județene sau ați vorbit cu ei, cu cei din Craiova, respectiv Iași, să-i întrebați de ce n-au reușit să găsească soluții pentru a vedea unde vor amplasa aceste centre regionale? Nu, eu personal n-am avut discuții, dar au fost discuții la nivelul Ministerului de resort și obiectivul nostru este și cred că e posibil să refacem studiile de fezabilitate până în toamnă, în așa fel încât să putem începe proiectele tehnice la toate cele trei consilii județene ne-au spus că există peste tot hotărârea, chiar și în Craiova sau Iași există hotărârea. A fost o dispută locală pentru mai multe locații și la Cluj am avut această dispută, până la urmă s-a tranșat acum vreo 3 ani, dar am vorbit cu primarul Craiovei, de exemplu, pentru că este pe teritoriul primăriei și la Iași, ne-au spus că există această locație, că de fapt s-a ajuns la un consens local. Nu cred că asta dar e problema. Dar există locațiile, deci. Sigur, există locațiile, sigur. Au fost programate mai demult, dar au fost niște dezbateri unde să fie, pentru că erau mai multe proiecte locale. Există niște acte în acest sens pentru acestea din ce cunoașteți? Ei, întrebați-i pe cei de la nivel local. O să ajungem local. la nivel local. Noi ne facem treaba noastră la guvern și asta trebuie, în primul rând. Cu siguranță că se găsesc locații atunci când sunt bani. Trecem la un alt subiect. Domnul Sava v-a cerut să urgentați procedurile pentru a omologa materialul din care este făcut acoperișul la arenele naționale. Ce răspuns îi dați? Deci o să-i răspund mai complex domnului Sava, pentru că nu am vrut să frâng de la început așa cariera politică a unui tânăr politician. Înainte de a comunica public, am adunat trei ministere care au lucrat la o soluție, ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții. Am lucrat împreună și cu reprezentanța ai primăriei pentru a face un dosar de câteva sute de pagini privind
organizarea securității spectatorilor la meciul respectiv. Aveam toate condițiile, ne pregăteam să anunțăm acest lucru și în ultimul moment a venit domnul primar și ne-a spus dacă nu-i dăm autorizație sau dacă nu schimbăm legea pentru ca el să primească autorizație, atunci el nu este de acord cu asta pentru că el vrea să respecte legalitatea întru totul. Adică a vrut să devină o fel de statuie a legalității întruchipate, să ne arate pe de-o parte că vechiul primar nu a făcut lucrul care trebuie pentru stadion și alte chestiuni în prag de campanie. Ne pare rău că un tânăr politician are o asemenea tratare a unei probleme publice foarte importante. Noi am pregătit toate acele documente, o să facem publice și alte aspecte legate de asta. Deci există în acest moment toate condițiile pentru ca să se desfășoare meciul la București, în meciul cu Spania în 27 martie. Este numai problema acceptului primăriei. Am încercat și alte soluții în acel moment ca să-l convingem. Ne-am asumat responsabilitatea ministerului pe care îl conduc, Ministerul de Interne, ISU și toți ceilalți, inclusiv Federația Română de Fotbal. Nu am găsit înțelegere în acele momente din partea domnului primar. Se pare că acum a găsit o soluție și încearcă mai degrabă să caute ceva politic, dar noi nu putem schimba legea prin care să optimizăm, să spunem așa, populismul candidaților din campanie și nici nu putem să eliminăm lipsa de curaj a celor care se gândesc în primul rând la cariera lor politică și nu se gândesc la oameni și la cetățenii din orașele respective.